Bine, ne revedem din nou pe canalul Apicultura de la vest la est. O seară frumoasă. Hai că aștept să veniți. Hei, salut Cristian Brad, Valeriu Brașoveanu, vă salut. Haideți că încet, încet o să ne adunăm. Vasile, te salut. Porumbel Show, salut. Cristian Brad, bună seara Robert, bună seara. Ovidiu, te salut. Andrei, te salut. Po, Marius, Viorel, vă salut pe toți. Cătălin Bizon, salutare. Jean, Dănuț, Cristi, Alin, Vas, te vă salut pe toți. Cum sunteți, dragii mei? Ați lucrat la albinuțe astăzi? Vreme mult prea caldă, Dănuț. Vreme mult prea caldă, credeți-mă, mult prea caldă pentru timpul acesta. Cel puțin în estul țării. Hei, apicultura din vestul țării, salut, de mult nu te-am mai văzut. Da. În estul țării mult prea cald și mulți vieșpi, foarte mulți vieșpi, deci ceva, puf. Deci, Gabriele Sar, în seara asta am aruncat o lopată jumate de vieșpi, morți într-o zi. Deci, chiar zicea cu Cristi, cred că avem deja o roabă de vieșpi omorâți. Deci numai ce am omorât noi, da? O roabă de vieșpi, eu nu știu, nu am văzut ca și anul acesta atâta viespe. Eu nu am văzut. Nu știu cum e la voi, cum e în zonele voastre, dar e nenorocire. Sincer, e nenorocire, nenorocire mare cu vieșpi. În estul țării. E, ai fost. Cum îți înstumpi apicultura din vestul țării? În teoria ar trebui să fie mult mai bun ca și anul trecut, pentru că stupii în vestul țării sunt mult mai bune anul acesta decât anul trecut, așa-i? Din câte am văzut și din câte am vorbit cu colegii mei, foarte, foarte multe vieși. Uite ce spune și Tibor. Eugen Arnatu, te salut! Iosif, te salut! Măi, dragii mei, privitor la live-ul de aseară am primit câteva telefoane și câteva chestii foarte interesante de la niște oameni. Oameni care susțin că știu ceea ce fac și ceea ce vorbesc. Am povestit cu ei, mi-au explicat cum stă din punctul lor de vedere treaba. Eu respect opinia oricăruia dintre noi privitor la genetică. Genetica încă pentru om este o enigmă. Da. Mori, mori, te salut. Toader, te salut. Măi, trântorii cu ochii albi apar în două, din câte cunosc eu, în două, din două motive. Da. Unul, poate să fie o problemă genetică când se întâlnesc doi de același fel, da? În genetică, ca să mă exprim așa simplu, să nu mai folosesc termeni de a complicați. Și cealaltă poate să fie o malformație datorită substanțelor toxice. Da? Nu este nici. Deci nu rezultă din matcă, adică nu este o problemă de matcă, pentru că s-a cercetat chestia asta,
Dar sunt și trântori coc roșii, stați cu minți. Da? Deci roșii, roșii, nu albi, ci sunt și trântori coc roșii. Da? Deci asta nu-i... Salut, Lucian Jitaru, da? Deci în astea două circumstanțe apar, da? Din cunoștințele mele, din studiile pe care eu le am, bună seara, Craiova, din astea două, da? Deci ambele se duc până la urmă tot pe genetică. În vest, anul trecut au fost mai multe vieșpi. Da, anul ăsta nu. Bună seara tuturor, mulțumim pentru live, Victor Cristea. Uite, deci Tibor Vaz spune că cu ochii roșii a văzut, da? Deci, vedeți, sunt aceste schimbări de care eu vă vorbeam aseară și da. Nu vreau să mai intru în detalii, pentru că pe unii am deranjat, unii mi-au mulțumit, da? Deci lumea este împărțită în cunoașterea geneticii, da? Și cum afectează ea, da? Cum afectează genotipul. Salut, domnul Iulian Bobocea, chiar urma să te sun, să povestim un pic. Îți mulțumesc că ai intrat pe live, nu te-am mai văzut de mult. A, mori, mori, normal că la ora 7 zboară albina pe, da, nu zboară albina. Adică, fii atent, mori, mori, sunt situații, Emil, te salut, sunt situații în care zboară albina așa de dimineață. Dar în momentul în care zboară albina așa de dimineață, să știi că ai probleme în stupul respectiv. Deci stupul care zboară de dimineață tare, înseamnă că stupul... Hei, te salut, Miruna! Eugen Arnatu, din cunoștințele mele de pat cald, pentru că le duce spre zona rece, duce mierea spre zona rece, din zona de iernare, hei, Marian, te salut, din zona de iernare, da, duce spre zona rece, pentru că, îți repet, în iernare, la albină, nu-i place să ierneze pe miere. Asta este realitatea. Chiar dacă noi vrem acolo table de miere, de nu știu ce, da? Zona la pat cald, zona rece, este zona de urdiniș. Înțelegi? Și acolo transportă, da? Pentru că ele așa percep. Așa percep chestia asta. Adică nu că vreau eu să o percep sau... Da? Oricât ar vrea și fii atent, dacă eu transfer invers, să zici că eu transfer invers, o să vezi că iară ți-o mut așa, da? Salut, Vlad Neaga. Miruna, te salut. Da? Deci așa stau lucrurile cu ochii și da, dar o să vedeți că cu cât o să ne înaintăm în apicultură, o să începeți să vedeți chestia asta cu genotipul și fenotipul, da. O să vedeți singuri și o să vă convingeți singuri, da, nu trebuie ca să vină cineva să vă mai țină studii de genetică. Ce o să vedeți voi schimbările despre care vorbeam aseară singuri. Deja unii le-ați sesizat, unii nu, da? Dar stupul care zboară prea mult față de ceilalți seara, cum este în seara asta, nu se mai opreau. Păi Cătălin Bizon, ăla a găsit ceva, ăla fură pe cineva. Deci stupul care nu se mai oprește, Cătălin, urmărește-l, că ăla se duce undeva, ăla fură ceva, da? Deci ăla a găsit undeva ceva și fură. Ori îți fură ceilalți stup și nu ai fost atent, ori ai vreun vecin sau a găsit un roi pe undeva, prin pomi, prin pădure, pe undeva. S-a dus el și a găsit de el ceva de mâncare, da? Deci, fură, dar nu de la mine. Asta e bună, știi? Cu ochii albi am văzut anul trecut, erau frumos. Când îl vedeam pe rame. Da. Sunt și cu ochii albi și cu ochii roșii, da? Dar vă spun, astea sunt anomalii. Da, deci sunt anomalii. Un expert în prima fază le-au pus pe baza fenotipului, fix ce am discutat aseară, după care au ajuns că totul este din genotip, că se întâlnesc două gene, da? Da. Nu vreau ca să mai discutăm, pentru că și unii nu cred că, știi, genotipul se poate modifica, da. Și atunci nu are rost să mai discutăm subiectul ăsta, fiecare cu convingerile lui, da. În fine.
Câtă miere de rapiță poate face un stup pe 4 rame la moment în condiții bune de cules? Păi, Jean, vrei ca stupul să fie pe 4 rame scos în primăvară sau la rapiță el să fie pe 4 rame? Adică, tu îl scoți pe 4 rame din iarnă? Explic eu un pic chestia asta. Dacă îl scoți pe 4 rame din iarnă, stupul ăla îți dă cel puțin 2 caturi, da? Deci undeva la 25-30 de kilograme, da? Din punctul meu de vedere, Gabriel, uita, te salut. Bogdan Caseriu și Arina Burjag, te salut. Da? Deci depinde. Da? Deci trebuie să specifici un pic. Deci dacă îl scoți pe 4 rame, din punctul meu de vedere, 4 rame acum, îl vei scoate undeva pe 3 rame, să zicem, sau 4 dacă ai făcut o imunitate sau o chestie de genul, da? Ăla este top. Da? Stupii pe 4 rame sunt stupii cei mai consecvenți din punctul meu de vedere, sunt stupii de producție. Ăia sunt stupii adevărați, ăia nu-ți dau probleme, nu roiesc, da? Ăia merg liniar. Hei, Ștefan Rus. Deci, asta este realitatea. Deci, stupii pe 4 rame sunt stupii liniari din punctul meu de vedere. Tot ce depășește 4 rame, 5, 6, 7, 8, deja sunt stupi care, dacă îi introduci în rapiță, o iau razna. Da, o iau razna. Vor trebui stăpâniți. Da. Vedeți cum e anul. Anul este secetos, rapiță va fi puțină sau deloc la anul și ne face un bine. Cred că în tot rău va fi și un bine. Ne vom axa pe pom fructifer și asta. Ce face omule? Cum ești? Sunt bine? Sunt. Da? Hei, Paul Mihai, te salut. Bună seara. Mai deci, un stup pe 4 rame, Vasile Vasilescu, te salut. Un stup pe 4 rame, iarna pe 4 rame și scos din iarnă, tot pe 4 rame, să spunem așa, e ok. Astăzi mă gândeam la tine, mă întrebam ce să fac cu o matcă. Păi fă ce vrei. Depinde de ce suferă, Ștefane. Ce boală are, știi? Adică era o vorbă la noi acolo la munte. Spune-mi boala lui Calache, ce are? Așa și eu, spune-mi boala mântii, care îi? Știi? Deci depinde ce boală are. A, matca e de singurătate. Of, a, nu-i bine. Dacă a rămas singură, fix ăsta este subiectul, știi, din această seară. Ați văzut? Haidea să fac un sondaj, să vă întreb. Dați așa să văd dacă mai știu de unde. A, așa, asta așa, să vă întreb o chestie. Dragii mei, am făcut un sondaj câți dintre voi ați pierdut stupii și ați luat-o de la capăt. Am pățit, nu am pățit și de jumătate, adică ți-au murit jumătate. Hai să văd. Hai să vedem sondajul. Da? Să vedem. Frunză, te salut!
în salut Ion. Ce nu ar pica rapița de aia de 8 rame? Ce nu ar pica? Nu știu ce vrei să spui. Ce nu ar pica rapița de aia de 8 rame? Nu știu ce vrei să spun, Mădălin. Ion, te salut. În Dobrogea nu cred că rezistă rapița. Nu rezistă niciunde din punctul meu de vedere rapița. Da, nu rezistă pentru că este secetă în toată România, și în sud, și în vest, și în est, și în nord. Nu rezistă niciunde. Astăzi, 22 octombrie, am găsit un așa spus stup într-un copac din care l-am scos și erau vreo 500 de albine, cred că cu matcă cu tot. Oh, Lucian într-un film a arătat un scorpion în ladă. Eu am văzut câte unul în stup diferiți. Poți să spui ceva despre el? Mulțumesc. Valeriu Brașoveanu, nu știu prea multe despre el. Crede-mă, pe YouTube am învățat și eu despre el, adică eu sunt sincer. Nici n-am cercetat, îți spun și sincer, nu am cercetat, uite, o chestie pe care nu am verificat-o, de la colegi. Și am învățat de la colegi de pe YouTube, se spune că acel scorpion ar mânca păduchii, varoa. Niciodată, îți spun sincer, niciodată n-am verificat. Un coleg din Republica Moldova mi-a trimis filmulețul, nu este propriul meu filmuleț, la mine nu am văzut niciodată chestia asta. Acum, ce pot să spun? Îți spun ceea ce știu și eu de la alții. Nu am cercetat, îți spun sincer. Și cu asta poate mă vei desconsidera, dar de ce te-aș minți și m-aș da mare cercetător în scorpion când nici măcar n-am verificat dacă e real sau nu ceea ce mi s-a spus? Da? Deci asta știu. Salutare tuturor, Alconi, te salut. Ion David, Alin Coman. Liviu, te salut. Dan Armeanu, te salut. Ion Droșcă, e greu cu rapița. E foarte greu, să știți. Până acum nu am avut nicio pierdere de un an și jumătate de apicultură. Bravo, Nicu, odată în România nu am văzut scorpion. Puteți să mă râdeți. O fi oare cazul să coabiteze albinele cu scorpionii? Nu știu, Liviu Ghiera. Deci eu personal, la mine în stupină, Iosif Hadra, te salut. Eu la mine în stupină nu am văzut niciodată. Eu vă sunt sincer. Adică la mine în stupină nu am văzut niciodată. Vă repet, filmulețul respectiv mi-a trimis un coleg din Republica Moldova, pe care vreau să-i salut pe toți colegii din Republica Moldova în această seară, care mă urmăresc. Dânsul mi l-a trimis și eu l-am pus pentru că noi am avut o discuție azi iarnă, da? Prin ianuarie, februarie, privitor la acest scorpion. Eu ziceam că habar n-am de el. Și uite, chiar mi l-a arătat real, da? Deci eu chiar râdeam, crede-mă, chiar trăgeam spre Caterinca chestia cu scorpionul și când am văzut că e real, mi-a venit să mușc limba, adică să-mi cer iertare. Da? Ion Grigoraș, salut! Ce părere ai despre izolarea măcilor în timpul culesului de salcâm? Ion Grigoraș, părerea mea personală este că este una dintre cele mai mari prostii ale apiculturii. Vedeți, în ultimul timp, noi încercăm să ne consolidăm coloniile pentru cele 3 culesuri sau 4 câte or fi. Dacă eu mă axez, da, dacă eu mă axez pe un singur cules, pentru că în cazul ăsta te axez pe salcâm și salcâmul este variabil, dacă ați observat în ultimii ani este variabil, dă și nu dă. Da? Și tu ai izolat acele măci, gândește-te că pentru culesul de tei și floarea soarelui, coloniile de-abia se refac. Da. Deci clar că pierzi toate celelalte culesuri sau le faci parțial. Eu nu mi-aș permite luxul ăsta. Eu personal nu-mi permit luxul ăsta, ci din contră. Da. Eu din contră prefer și am arătat un sezon apicol întreg cum poți cu aceleași colonii să le ții top, da? Să le ții top și să faci și producție de miere. Da. Deci asta este deviza mea, da? Și asta încerc să arăt pe canal. Cum poți să faci și pastoral și totul să menții și stupina? Da. Nu e ușor, da, e multă muncă, muncă asiduă, dar asta nu înseamnă că este imposibil. Înțelegeți? Adică nu aș vedea. Da, nu aș vedea de ce aș izola măcile. Da. Deci pentru mine asta este una dintre cele mai mari enigme și cele mai mari prostii în apicultură. Care este rolul izolării măcilor? Pe bune. Adică toți dorim să avem puie, toți dorim să avem albine, dintr-o dată le izolăm. Ne este destul. Da, e părerea mea umilă, personală, mă puteți judeca.
Marius Talpor, like și eu, mulțumesc frumos pentru like-uri. Valeriu Brașoveanu, păi eu tot din Republica Moldova, păi încă la tine au ajuns scorpionii. Cât te costă transportul pe an al tău și al binele? Hei, Carmen, te salut și eu. Pune-te-și la nani. Carmen, mâine la grădii. Te salută, Lucian. Mădălin, încă nu am balanța contabilă pe anul 2023. În schimb, anul acesta a fost un an de excepție, adică m-am mișcat destul de mult, cu o flotă destul de mare. Din calculele mele, în motorină, deci în motorină am depășit 5.000 de litri. Da. Deci am depășit 5.000 de litri. E, 5.000 de litri la o medie de 7 lei, da, pentru că a fost când a fost și 8 lei și ceva azi primăvară și după aceea a fost 6 lei, dar la o medie de 7 lei, fă calculul doar strict motorina. Da, strict motorina. Deci spun, am depășit, cred că undeva la 5.300-5.500 de litri, undeva acolo am ajuns în anul, în sezonul apicol 2023. Da. E o cantitate considerabilă, da, având în vedere că da, mulți, pentru mulți poate li se pare exorbitant ceea ce am spus, dar e realitatea mea, adică sunt calculele mele, deci undeva la 8.000 de euro, să spunem așa, grosso modo, m-a costat motorina în acest sezon, nu știu, mult puțin, voi știți. Ion Grigoraș, asta este părerea mea umilă, sper că ți-am fost de folos. Apicultura din Vestițării din trește de familie acum 8 ani, trește de familie, le-a mâncat șoareci, de atunci folosesc gratis. Măi, apropo de asta, cred că tot în anul acela, pentru că după care am și plecat spre est, fii atent ce am pățit eu. Gândiți-vă, aveam o ladă. Când deschideam lada, șoarecul ieșea din ladă, dar nu pe ordiniș. Când închideam lada și reveneam la o săptămână, iar intra șoarecul în ladă. Iar îl găseam în ladă. Închideam repede ordinișul, iar pleca șoarecul din ladă. Măi, pe unde mi-a să șoarecul ăsta, pe unde ia să șoarecul ăsta? Da. Mă tot gândeam cum zmeu... Pe unde, că urdinișul închideam, în capac eram eu și șoarecul ieșea din ladă. Măi, dragii mei, și-a făcut o gaură în diagonală, din fund, spre exterior. Deci eu, uitându-mă deasupra, nu sesizam gaura. Deci nu sesizam gaura. Deci era insesizabilă gaura. Deci pur și simplu... Era făcut așa, în diagonală, el ieșea pe acolo. Când l-am urmărit, odată i-am văzut coada. Când i-am văzut coada pe unde, îi zic, aaa, șmechere. Da, acum ce să-i bag acolo ca să nu mai intre șoarecul în ladă, știi? Deci, în anul ăla știu că a fost... În anul acela, poate unii sunt scârboși, dar trebuie să vă spun, în anul acela, într-un stup, am găsit 14 șoareci. Era un stup top, 8 rame de albină. Și perna, da? Pentru că ați văzut că eu am pernele acelea verzi, dragii mei, era insuportabilă. Am luat-o în plină iarnă, țin minte că era încă promoroacă, dar am văzut că e agitat. Da? Când l-am ascultat, am văzut că e agitat și nu e în regulă cu stupul și știam că e un stup top. Bă, zic, ce-i cu ăsta? La ora asta de face așa urât. Și când i-am desfăcut capacul, așa ori sări sus. Bș, stăteau deasupra perinei că nu puteau. Stupul era mult prea puternic ca să-l poată... Dar ce mi-au făcut pe perina aia, am scos-o, am legat-o cu sârmă și am lăsat-o toată iarna să plouă pe ea, să ningă și așa mai departe. Da? Deci a fost, în anul acela mi-aduc aminte, a fost nenorocire. Și eu atunci, în anul acela, am pierdut stup și vă spun de ce am pierdut, am făcut o tâmpenie mai mare. În loc să pun gratile în noiembrie, când am văzut cât de mulți șoareci erau, pentru că așa am fost, așa a fost și mi-asum greșeala, am pus gratile în ianuarie. Și știți ce s-a întâmplat, dragii mei? Aveam albină moartă de la șoareci în lăzi,
Albinele au încercat să curețe și mi-au blocat gratile. Și mi-au murit mai mult stupi decât dacă îi lăsam să-i mânce șoareci, vă spun sincer. Pentru că ei deja trecuseră perioada critică în care șoareci mâncau, dar pentru că eu, vedeți, asta este să faci apicultura practică și nu doar teoretică. Da, am trecut și pe acolo și mi-am dat seama de eroare după aia. Băi, dacă nu le-ai pus până în ianuarie, din ianuarie încolo, nu le mai pune că șoareci nu mai bat. Asta e realitatea. Dacă îi scos din ladă, nu mai vin în ladă. Da. Astea sunt erori pe care le înveți, nu ți le spune nimeni, cartea nu ți le spune, da. Pe propria piele le-au învățat. Da. Crezi că poți face reduceri? Mădălin, nu tot anul este la fel. Da. Trebuie să înțelegi aspectul ăsta. Dar dacă ar fi un an la fel de bun cum este acesta, nu aș ezita să fac aceleași cheltuieli. Dar, îți repet, nu tot anul e la fel și atunci te dai după cum e anul, dacă înțelegi expresia. Da? Sunt cântare împrăștiate în diferite locații și aștepți. Dacă vezi că merge, te miști și nu mai pui problema banilor. Dacă vezi că nu merge, stai cu minte, vorba unui coleg, stai cu minte, stai pe burtă că e apa mică. Știi? Atunci stai cu minte, nu mai cheltuiești. Da? Faci ce faci și atâta faci. Dar dacă cântarele merg și spune că merg, păi nu poți, tată, să te stăpânești. Că se pune problema de 500 de euro că trebuie să bagi în rezervor, da, sau 1000 de euro, nu mai pui problema. Ai pa și pac. Da. Deci aici ai toată problema. Deci dacă merg cântarele, dacă nu merg cântarele, așa te liniștești, de nici n-ai văzut. Da, de nici n-ai văzut. Deci asta este realitatea. Adică de ce aș fi ipocrit și ți-aș spune eu, bă, vezi că nu. Nu, tată, asta e. Dacă merg cântarele, nu te mai uiți în buzunar. Să fim realiști. Câți dintre voi, sincer vă spun, câți dintre voi, da, câți dintre voi nu v-ați mișcat dacă știi că merge cântarul chiar la 300 de kilometri, chiar la 400 de kilometri. Pe bune, vă fac un sondaj să vedeți. Toți v-ați mișca, da? Să știți că merge cântarul, adică 2, 3, 4, 5 kg. Dar așa dacă nu merge, nu te muți nici la 5 kilometri, că nu merge. Da? Deci asta trebuie să înțelegem în apicultură, da? Apicultura este un fel de oportunism, ca să-l numesc așa, da? Deci ai anumite ferestre, anumite oportunități. Le prinzi, ai prins. Nu le prinzi și nu te duci, atunci caputi. La revedere, a trecut trenul, la anul dacă mai vine, da? Deci asta este realitatea. Deci înainte, măi dragii mei, înainte mergeam la salcâm și stăteam 3 săptămâni. 3 săptămâni stăteam la o floare de salcâm. Acum te duci la salcâm și stă 3 zile, 4 zile maxim și roiul. Deci în ziua în care le-ai mutat, trebuie să duci cântarele în alte zone, să verifici. Da? Deci tu nici bine n-ai amplasat stupii, că deja trebuie să verifici alte zone. Și cum vezi că încep să meargă alte zone, încep să faci echilibru. Bă, aici cât mai merge, dincolo acum a început. Urcă, coboară, stă, nu stă, da? Deci asta este apicultura. Deci în realitatea, mă refer pentru cei care vor să facă și să trăiască din chestia asta. Pentru cei care sunt hobby și pentru cei care ăia stau cu minți. Da? Ăia stau cu minți. Dacă dă, dă, dacă nu dă, nu dă și nici nu cheltuie, nici nu face, dar e apicultor. Da? Dar eu, în schimb, asta este modul meu de lucru. Da? Împrăștii cântari în sud, în vest, în est, în centru, da? În toată România. Împrăștii cântari ca să văd, băi, ce zonă merge. Da? Astea sunt cheltuielile aferente. Deci n-ai ce să... Adică eu vorbesc în dreptul meu acum. În dreptul... Fiecare poate să vorbească în dreptul lui la ceea ce face. Vă repet, eu nu sunt bătut în cuie să fac Banatul, să fac Ardealul, să fac Oltenia sau să fac Moldova. Nu, eu fac unde cântarul îmi arată că trebuie să fac. Păi dacă trebuie să plec până la Craiova, păi plec de la Timișoara la Craiova. Care e problema? Am mai fost și mă mai duc. Dacă mie cântarul îmi spune că îmi pleacă, că merge la Galați, păi viu de la Timișoara până la Galați și viu acolo, la miere. Care e problema? 800 de kilometri. Atâta mă duc, atâta trebuie să mă duc.
Asta e realitatea. Dacă înțelegeți aspectul, e bine. Dacă nu, dacă îmi spune că Banatul merge, mă duc acolo, la 50 de kilometri, la 100 de kilometri, mi-este mult mai ușor. Și dacă merge și Ardealul, mă duc Banat-Ardeal și la revedere. Și am făcut acolo Salcâmp și nu mai îmi trebuie ca să mai fac Oltenia sau să fac Moldova sau așa mai departe. Înțelegeți modul meu de lucru, ca să vă faceți o idee. Da? Deci unde este, acolo este. Aia bate fierul pune ca... Ha, Mihai Rațiu, te salut! Ion Ardelean, dacă pui gratii după ce s-a format ghemul de iernare, risc să ai șoareci înăuntru și să nu mai aibă pe unde ieși. Nu, domnul Ion Ardelean, eu de obicei, chiar dacă aveau ghemul format, cotroboiam prin ladă, vedeam că nu mai sunt și puneam gratile. Dar problema n-a fost șoarecii, ci problema a fost că ai albină moartă în urma, da? Foarte mare atenție, ai albină moartă în ladă, da? În colonie, ai albină moartă datorită șoarecilor. Acea albină moartă din interior spre exterior îți va obstrucționa gratia. Da. Eu am experimentat-o și vreau să vă spun să nu faceți aceeași greșeală ca și mine. Hei, Moldovan Gheorghe, te salut! Și șoareci vreau să trăiască! Vasile Bulet, te salut din Ibița, mulțumesc! Și noi de aici, din România. Ai o pondere a transportului în miere marfă? Adică nu te înțeleg ce vrei să spui. O comparație între transport și producție? La asta te referi? Adică spune mai pe înțelesul meu de țăran că o pondere a transportului în miere marfă, nu înțeleg ce vrei să spui. Dar hai să vedem câți dintre voi au pierdut stupii și ați luat-o. 38%, jumătate, 12%, deci suntem 50-50 și 50% nu a pățit-o. Da? Hopa! Hai că mai lăsăm, să vedem. Lăsăm o jumătate de oară. Să trăiască, dar în casele lor. Așa e, Cătălin Bizon. Măi, eu de obicei, să țineți minte un lucru, eu de obicei, undeva prin noiembrie, țineți minte ce vă spun, prin noiembrie, mă duc și cumpăr grâu. Și pe scândura de zbor, da, ascultați bine ce vă spun, când se răcește tare, poate să fie decembrie în cazul în care este mai cald, pe scândura de zbor, eu pun grâu. Da, pe partea unde nu este ordinișul, pe cealaltă parte, pun grâu pe scândura de zbor. Pun grâu de la otrăvit pe scândura de zbor. Știți ce eficient este? Niciun șoarec și eu nu pun gratii, nu pun absolut nimic. Mai mult de atât, iau pastile, da? Și le arunc de desubt sub lăzi. Da, iau 10 plicuri de pastile, 100 de lei, da? Și le pun sub lăzi și sub module, da? Sub module arunc undeva la 2 punși pe modul. No, pe modul iarăși, mult mai simplu, pun pe acolo pe pod, da? Și nu am nicio treabă, credeți-mă, nici măcar o treabă, nu-mi intră un șoarec nu am mai găsit, da? Da, și nu am mai pățit, da? Nu mai intră șoareci, nu i-am mai văzut. Cătălin Bizon, eu nu știu dacă îl mănâncă și păsările sau nu îl mănâncă. N-am stat ca să verific. Da? Lasă gratile și dă secretul cu blocul de ordeniș. A, domnul Ardelean, stai liniștit că prin ăla chischisul ăla mic, dacă vrea să intre, intră. Nu. De-aia voia tata pastile pentru joareci. Da, Gheorghe, da. Măi, domnul Ardelean, și blocul de ordiniș acela făcut, da? Prin freză, cum l-ai făcut dumneatale, ăla micuț, ajută, dar să știi că la schischiția, nu știu cum băi, se adună, zici că n-au oase în ei, mă, șoareceia cu trompa aia lungă, da? Cu botul lung. Ea nu știu cum se adună, măi, se adună într-un... Deci se adună, atât de mult se adună, aia, mă, cu chișcania. Băi, se adună, eu nu știu cum zmeu, se adună în halul ăla de prin orice găurică intră. Da? Prin orice găurică intră. Deci aia sunt fenomenali. Deci eu am zis că ea trebuie duși la concursuri.
Da? Deci am zis că ea trebuie duși la concursul pentru că este ceva ieșit din comun cu ei. Da? George Cazacu, depinde și de numărul de stupe care îi pierzi. Căci una e să pierzi 7 stupi, alta e 30-40 și să o iei de la 0 din nou. Măi, George, hai să spun. E aceeași chestie și în macro și în micro. Hai ca să ne înțelegem. Pentru că, vedeți, ăla dacă are 30 și pierde 30, tot faliment e pentru el. Nu? Iar ăla care are 200 și moare de 200, nu tot faliment e? Da? Deci asta este realitatea. Înțelegeți? Adică, problema din această seară, nu vreau să o pun în număr, da? Câți îți moare și câți nu. Ci ceea ce vreau ca să văd și aș fi curios să văd, ia să vedem sondajul. Opresc acest sondaj, o să-i dau drumul altul. Deci rămâne 38%, uitați. Da? Aici sunt datele. Deci 50% spun că n-au pățit niciodată să piardă și să o iei de la capăt. 38% spun că au pățit-o și au luat-o de la capăt. Da? Și de jumătate, adică le-au murit jumătate și au luat-o de la da? Și au luat-o de la capăt, sunt 11. Adică dacă stau puțin să analizez situația, ar fi cam un 50-50 dintre cei care au pățit-o și cei care nu au pățit-o. Acum, problema care se pune în seara aceasta, vedeți? Când poți să o mai iei de la capăt? Și ăsta va fi un sondaj, pentru mine va fi ceva top, vă spun sincer. Când, da, îți... Ești profitabil. Ia uitați aici, e foarte important sondajul ăsta, vă spun sincer, e foarte important sondajul ăsta pentru că pentru mine, cel puțin în mediul apicol, acest sondaj, când îți permiți să o iei de la capăt, când ești profitabil, când ai capital social extern sau nu-ți mai trebuie apicultură, da? Niciodată. Da, pur și simplu renunți și la revedere, albine. Știți de ce este relevant ceea ce vă întreb? Și de ce vă întreb chestia asta? Pentru că în apicultură sunt suișuri și coborușuri. Da? Am văzut, da, de când sunt apicultor, oameni care au pierdut foarte mult. Da? Am văzut oameni care s-au îmbolnăvit datorită pierderilor, unii care au murit. Da? Deci pentru ei atât a fost. Da? N-au putut să vadă dincolo de chestia asta. Cum mă relaționez eu în momentul pierderilor? Da? Totuși gândiți-vă că pierderile sunt reale în apicultură. Adică nu ne putem ascunde după deget. Da? Pe mine m-a surprins sondajul ăsta cu 50% care n-ați avut. Da? Mi se pare mult prea mult. Nu știu cât de real sau cât de sincer ați fost, dar asta este problema voastră. Ia să vedem. Cunosc un caz care a pierdut 180% de la capăt. Vedeți? Dar ce l-a determinat pe omul ăla? M-a întrebat cineva.
Eu nu ți-aș dori să ai de-a face cu Chiscani, eu murdănișul înainte mic, am trecut de 100 de voturi. Măi, mă întrebase cineva, cunosc un caz, mă întrebase cineva cu care e Furtișag. Nu știu cine m-a întrebat de Furtișag, am văzut mesajul și n-am apucat să-i răspund. Dragul meu, la Furtișag, eu v-am explicat, schimbați lada cu o ladă goală. Nu încercați prin motorină, nu încercați prin altceva, pentru că nu veți avea sorți de izbândă. Iei lada de acolo, o muți în altă parte și pui o ladă goală în locul ăla. Și lași ca toată albina aia hoață să se ducă să intre în lada aia goală. O lași să se ducă acolo, să vezi ce ți se liniștește, nici măcar nu, da? Cu nimic. Ăia nu rot, dar mănâncă doar corpul albinei, rămâne aripi și picioare. Așa este. Pierderea normală la 5% din efectiv. Când îl ai pe Lucian aproape. Baby legionarul, te salut. Liviu, te salut. Pentru mine, asta chiar dacă nu aș avea buget, tot nu m-aș lăsa de albine. Am Furtișag, am dat cu motorină și tot am Furtișag. Ce să fac? Se fură la greu? Poate, e prea cald. Nu știu ce să zic. Micșorează ordinișele și schimbă lada unde se începe Furtișagul. Trebuie să-l oprești, după ce-l oprești, nu o să se mai fure. Dar micșorează ordinișele pe unde se ținte o singură albină. Temperaturile sunt mult prea ridicate. Problema Furtișagului este pentru că și-au ținut puietul până târziu, iar multe din coloniile vecine sau coloniile tale nu au hrană suficientă de iarnat. Da? Îți permis o iei de la capăt când ai microbul în sânge? Păi da, domnul Ardelean, dar dacă n-ai și în buzunar, ce faci? Că-i numai cu microbul. Ce faci cu el? Crezi că nu sunt mulți colegi care au microbul și nu mai pot lua de la capăt? Lucian, suntem mulți începători și nu am avut timp de altfel de probleme. Bun, Cătălin Bizon, bravo vouă. Problema e că eu vă pregătesc. Crede-mă, prin acest live pe care îl țin vă pregătesc, să știți că sunt lucruri reale în apicultură. Sunt lucruri reale care se întâmplă. Când ești competent și conștient de ce s-a întâmplat, să chinui albina nu este corect. Când ești competent și conștient de ce s-a întâmplat, să chinui albina nu este corect. Păi Sorin Rădulescu, tu nu chinui albina, dar dacă moare, ce vrei să faci? Când ai microbul în sânge, o iei de la capăt. Când ești numai pentru bani, renunți. Dar Narmeanu, nu e atât de simplu. Da? Pune-te în situația, de exemplu, anului 2023, să ai o stupină de 100 de stupi, ai mierea pe stoc nevândută, dar vă dau un caz, real. Ai mierea nevândută pe stoc, mai ai și probleme de furtișac și îți moare stupina, din anumite motive. Da? Nu dăm acum de ce îți moare, da? Nu, ăsta e cazul. Acum, tu n-ai putut valorifica produsul, trebuie să te întreții familia și rămâi și fără stupină. Ce faci? Păi microbul ai, îți place ceea ce faci. Dar dacă nu mai ai putință să duci mai departe, ce faci? Ai înțeles ideea? Cum corectezi această eroare? Stoparul Vasile, te salut. Uite, Gabriel Utamuț renunță și pleacă șoferi. Bun, nu numai șoferi, poate-și găsesc un alt business, Uitați-vă puțin că sunt anunțuri cu oameni care desfințează stupine. Da, deci sunt oameni care pur și simplu se lasă de apicultură și au găsit alte joburi, alte business-uri și spun, domnule, nu mai am timp să mă ocup de ei. Pur și simplu, o dau pe asta, da? Ți-o dau pe asta pur și simplu și așa rămâne. Stuparul Vasile, te salut. Da? Păi și poți să ai tu microbul, poți să ai tu orice în tine. Dacă pentru tine nu-ți aduce bani chestia aia, da? Nu mai poți trăi din ea. Nu este un faliment? Nu renunți? Și dacă ești începător, trebuie să treci prin toate ca să devii apicultor, asta e realitatea, părerea mea. Măi, nu neapărat, bine ar fi să nu treacă pe acolo, știi, pentru că e dureros, vă spun sincer. Da? E dureros. Deci când treci pe acolo, e dureros. Deci nu, de-aia vă spun, să nu credeți că unii oameni, da, unii oameni s-au îmbolnăvit și așa. Nu pentru că stați cu minți,
Da. Scampiere cheful de viață. Da. Scampiere cheful de viață când încep să închizi lăzi, închizi lăzi, închizi lăzi, închizi lăzi. Da. Oricât ai fi tu de tare sau oricât ai fi tu de top, da. Nu e ceva de dorit, nu e ceva plăcut. Dar vă spune cineva care a pățit-o, adică eu vă spun din proprie experiență, eu vă vorbesc pentru că eu am pierdut, v-am spus de atâtea ori, eu cred că am pierdut mii de stupi, da, nu sute de stupi, da. Și nu e plăcut, adică eu vă spun sincer, nu este plăcut, este terorific, terorific. Nu trebuie să faci greșelile altora, exact, Marius Talpuș. Cel mai bine este ca să înveți din greșeala altora și să nu treci pe acolo. Și eu sunt perfect de acord. În momentul în care treci pe acolo, deja începi să spui semne de întrebare. Într-un fel, într-un fel, și ce spune Marian, e dreptate, pentru că la un moment dat trebuie să treci printr-un punct de cotitură ca să-ți dai seama ce primează. Gândiți-vă bine ce vă spun, la un moment dat trebuie să treci prin acest punct de cotitură ca să dai seama ce primează. Banul, dragostea de albină, sau acea idee de a te îmbogăți pe care foarte mulți au preluat-o și foarte mulți s-au desumflat. Da? Foarte mulți au venit, da? S-au umflat în sine, au zis, bă, ne apucăm de apicultură, că o să dăm, da? O să dăm lovitura. Și pa, s-au desumflat. După câțiva ani și-au luat tălpășița și-au plecat încetul cu încetul, că și-au dat seama că nu este chiar așa. Da? Gheorghe spune, cheltuială multă și dacă nu ai un sprijin, te lași. Așa este. Cel puțin în prima parte, când trebuie să investești, este destul de complicat. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi să mă uit în ladă și să bată vântul nea. Păi vezi Cătălin Bizon. Da? Dar pentru că Dumnezeu te-a ferit până acum, dar asta nu înseamnă că nu este o realitate și că nu se poate întâmpla. Problema este ca tu să fii pregătit pentru acele momente. Da? Cel mai bine e să pierzi 20-30% din efectiv ca să poți învăța din greșeala aia și să te poți redresa. Puh, este caz fericit, George Cazacu. Dar dacă rămâi doar cu 20-30% din efectiv, ce faci? Da, deci ăsta e caz ideal. Ideal. Dar că rămâi doar cu atât, ce faci? În media pe apicultori este de câteva colonii, strict hobby. Asta se va întâmpla și în România. Sorin Rădulescu, eu nu spun că este bine, nu spun că este rău, totuși, eu totuși cred și tind să cred că vor mai rămânea apicultori profesioniști. Să știi că ar fi o decepție mare pentru o țară cu o tradiție ca și România în apicultură să ajungem la nivel de hobiști toți. Din punctul meu de vedere, da, din punctul meu de vedere, am fi, da, ar fi o decepție, cel puțin pentru mine personal, ar fi o decepție să nu mai avem apicultori profesioniști. Băi, dragii mei, mi-e drag când văd stupi pe drum, când văd apicultori consacrați, când văd oameni care se dedică la chestia asta. În momentul în care te duci și vezi o stupină părăsită, lăzi jegoase, lăzi rupte, lăzi așa, stai și te uiți, stai și te uiți, mai iasă și un moșuleț de pe acolo și zici, bă, da. Hai, fiți realiști că și voi ați trecut prin chestia asta și ați văzut chestiile astea. Nu ți este drag când vezi o stupină aranjată, niște oameni top care lucrează și care fac și care vin. Și când vezi asta, în seara asta ești mai pământean, felicitări și sănătos să fii. Eugen Arnatu, eu totdeauna vorbesc și lucruri reale și lucruri reale. Da? Mă apropii uneori mai mult de inima voastră și de problemele, da, noastre, a tuturora. Când ai logistică și microb, e greu să renunți, îți lici rănile și continui. Bravo, Iosif! Asta e frumos răspuns. Și asta este realitatea în apicultură. Da. Pentru că nimeni nu ți le linge. Da. Vreau să continui. Foarte frumos ceea ce ai spus, Iosif. Este o realitate. Este o realitate pe care orice apicultor înrăit, să-l numim așa, face chestia asta. Și scotocește de unde scotocește și face de unde nu face și ia bani de unde nu găsește. Băi, și nu se lasă, mă. Și nu se lasă, mă. Și nu se lasă. Nu se lasă. Și dă înainte. Și dă înainte.
Când pierzi albine, e mai ușor să o iei de la capăt decât când o iei de la zero. Cu albina te pricopsești repede, se mulțește ca iepurii. Da, eu, domnul Ionar de Randa, și moare ca muștele. Da, deci cu două tăișuri. Da. Nu pot vorbi, ascult. Acum nu știu dacă aș mai putea să o iau de la capăt, spune Baby Legionarul. Da, da. Vezi, sunt și cazuri, cum spui tu, Baby, în care pur și simplu spune, mi-a ajuns. Da. Sunt și cazuri în care spui, mi-a ajuns. Și eu am fost în ipostaza asta, vă spun sincer. Și eu am fost. Au fost momente în viața mea și în apicultură când am spus chestia asta până aici. Da. Și pur și simplu m-am dus și m-am culcat. Și m-am culcat cu gândul până aici a fost. Și când m-am trezit, orică mi-a luat Dumnezeu mințile în somn, ori satana, nu știu cine mi le-a luat. Când m-am trezit, am zis, bun, ce s-a întâmplat? Da, și o iei de la capăt. Nu știu dacă e bine sau e rău ceea ce vă spun, dar vorba lui Robert, trebuie să fiu un pic nebun. Da, și ăsta este un domeniu de genul, vă spun sincer. Adică pierzi 10.000 de euro și o iei de la capăt cu 10.000 de euro. Da? Salut, Mirel. Poate că nu facem apicultură numai pentru bani. Măi, Gabrielu, ta, nu poți să știi până când nu mai faci bani din apicultură chestia asta. În momentul în care nu mai faci bani din apicultură și ai cheltuielile aferente apiculturii, atunci îți dai seama dacă îți mai dorești să mai faci apicultură sau nu îți mai dorești. Niciodată fraza asta nu o poți folosi, da? Nu o poți folosi în momentul în care ai bani în buzunar. Nu. Da? Sau în momentul în care ai producția. Da? Deci fraza asta nu-și are o noimă. Da? În momentul în care nu ai nici miere, nu ai nici miere, n-ai făcut nici producție, ai și albinele varză, atunci poți să vorbești și să spui chestia asta. Da. Dacă o faci numai pentru bani sau nu. Microbul este microb, nu te poți lăsa. Mă, nu știu dacă este microb sau nebunie vorba colegului. Da, pentru că dacă ar fi un microb, îl mai tratez cu ceva. V-am mai spus eu. Sunt sanatorii de fel și fel de boli, dar de un sanator de apicultori. Fiți atenți. Acum 2 ani, mă dura brațul drept foarte tare. Foarte tare. Adică de aici din umăr. Și cineva mi-a recomandat un doctor pe la Cluj. M-am dus la el. Măi, când s-a uitat la mine, ascultați bine ce vă spun. Când s-a uitat la mine, a spus, tu ești apicultor. M-am uitat așa la el, un moșneac, doctor, un moșneac. Dar zic, domnule, de unde știți că sunt apicultor? Domnule, voi apicultorii, toți bineveniți. Ori vă doare mâna, ori vă doare piciorul, ori vă doare spatele. Zice, una din trei vă doare. Pe unii doare un picior, pe unii doare o mână și pe unii doare spatele. Și zice, culmea că pe toți vă doare în același loc. Zice, toți care vin cu mâna îmi arată umărul. Toți care vin cu spatele îmi arată jos. Și zice, toți care vin cu piciorul îmi arată la England. Deci moșul deja știa lecția. Apicultorul când vine îi arată umărul. Zice, ăia l-alți când vin îmi arată pe la coate, pe la ligamente. Nu, apicultorul când vine îmi arată umărul. Da? Deci vă dați seama, un doctor, numai prin faptul că arătam unde mă doare, știa deja profesia mea. Gândiți-vă la chestia asta, da?
Eu când am început apicultura nu prea aveam bani și am cumpărat patru familii. În vara respectivă am prins 15-20 de ani pădure cu niște lăzi improvizate. Bun, Valeriu Brașovean, și acum eu te întreb pe tine. Și dacă le-ai pierde, ți-ar părea rău? Sincer. După părerea mea, contează și momentul din viața ta în care pierzi albinele. Ești tânăr, ești la casă, t-a căsătorit, ești la pensie, le-ai făcut pe toate, vorba aia. La neaga. Când iubești ceva, e greu să te desparți de acela. Asta este părerea mea și realitatea. Da, deci asta este realitatea. Nu e plăcut. Nu e plăcut. Și asta nu că o spun eu. Uitați-vă în jurul vostru câtă trudă și câtă... Mi-aduc aminte de o domnișoară care spunea în felul următor. Zice, eu am plâns, după un stup că mi-a murit. Spunea, și atât am plâns după un singur stup că a murit. Da, păi să moară mai mulți. Da, deci, vă dați seama până unde merge chestia asta? Vă dați seama până unde merge? Să plângi pentru un stup. Da. Nebun puțin spus, nebunie curată. Da, Valeriu, Vasile Bulete. Asta e realitatea. Așa, asta nu e tratabilă. Da, da, Larmeanu. Dacă faci pastoral, este mult mai ușor să renunți. Foarte multe sacrificii, cheltuieli, nopți pierdute, încărcat, etică. Sorin Rădulescu, fac chestia asta de zeci de ani și să știi că de multe ori spun ceea ce spui tu, dar când vezi satisfacția lucrului, mă, nu știu cum, când vine primăvara, așa cheful. Știi cum e chestia asta? Primăvara, ai un chef să pleci și fai de mine. Da, ai un chef tremend, da. După aia să mai moaie balamalele, știi, pe parcurs, să mai moaie. Da. Dar primăvara, parcă odată cu flori, odată cu tot, ai așa un chef de viață. Niciodată nu mi-am pus problema, cel puțin până acum, să nu plec. Înțelegi ideea? Pentru că mă sincronizez cu vremea, cu situația, nu știu, nu am cum să spun. Popa, ce ai făcut ultimul tratament? Ce ne recomanzi? Eu am recomandat și pe grupul de WhatsApp pentru membri tratamentul cu acid oxalic prin stropire. Da. Eu acela îl recomand pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte eficient, mai ales că nu mai e puiet. După vremea rea vine și vreme bună. A mai fost așa acum 20 de ani. Măi, Gabrieluta, eu înțeleg. Problema e că, vezi tu, când se lipesc chestiile astea la oaltă, nu e simplu. Deci nu e simplu din punctul meu de vedere. Adică, teoretic, când nu treci, e ușor. Da? E ușor. Mă, vă spun o experiență reală pe care o povestea ieri un domn. Unei doamne de 40 de ani a murit soțul. Și acum... toate celelalte doamne mergeau să o consoleze. Da. Mergeau să o consoleze. A, că știm prin ce treci, nu știu ce, dar toate aveau soț. Știi? Toate aveau soț. Că știm prin ce treci, că ne pare rău, că nu știu ce. Și ea la un moment dat se uita la ele și zice, bă, cum știți prin ce treci când voi aveți toate soț? Știi? Eu nu mai am. Și la un moment dat, o doamnă mai în vârstă, vine și le spune celorlalte, ce lăsați-o cu mine, că eu știu prin ce trece. Doamna respectivă a trecut și ea prin același lucru. La care asta mai tânără spune, acum am cu cine povesti. Da. Cam despre chestia asta este vorba. Vedeți, când nu treci pe acolo, îți dai cu părerea și poți să spui, bă, e ușor, e nu știu ce. Ei, când treci pe acolo, vorbește cu unul care a trecut pe acolo și vezi cum e. Dar vorbește când și tu ai trecut pe acolo, să vezi cum e. Înțelegeți ideea? E foarte ușor când ai trecut pe acolo să vorbești. Dar când ai trecut pe acolo și vorbești cu unul care n-a trecut pe acolo, ți se pare atât de evaziv și ți se pare atât de fals încât îți dai seama de la o poștă. Ei, când îl găsești pe unul care a trecut ca și tine pe acolo, crede-mă că este cea mai mare ridicare pe care o găsești de la o persoană. Credeți-mă, și eu v-am spus realitatea, da. Vă spun realitatea. Pe mine, ceea ce m-a ridicat de multe ori,
Da, în momentul în care pe deasupra a fost un alt coleg care venea, spune Lucian, și eu am pățit la fel. Și hopa, stai că nu-s numai eu. Și vine de la capăt, pac. Știi? Dar dacă vine și zice, a, ce prost ești, mai ai pierdut, stupi, mă. Ce faci? Da? Sau lasă că te înțeleg, dar eu am 200 încă. Vedeți? Cam despre asta e vorba. După vremea rea, totul să nu depășiți limita ocupată de cât poți face față, așa nu vei pierde stupii și nu vei putea controla stupina. Marian, se pot întâmpla alte chestii. Se pot întâmpla chestii care nu ține de tine și de munca ta prin care să pierzi stupina. Stai cu minte. Când ai butoaie plină, te doare în cot. Păi așa este, Robert. Salutare, Alin. Apicultura îți ține neuronii activi, iar timpul este ocupat la maxim. Așa este. A fi profesionist e una și a fi hobbyist e alta. Dar când pierzi albina, care suferă mai mult? E, bună întrebare, domnul Ion Ardelean. Bună întrebare. Ca în orice domeniu, când lucrezi, calcula, bugetezi și astfel de cazuri în care pierzi. Păi da, Cătălin, bugetezi, da. Cristina Cruț, te salut. Adevărul e că lucrăm la albine zilnic, chiar dacă nu în ladă. Facem rame, aranjăm stupina, facem multe lucruri ca apicultor și asta pentru că iubim albina. Și mie îmi e dor iarna să le aud. Scrie la înțelepciune, bogăție de ar curge să nu-ți... Să nu-ți lipsești inima de ea. Așa este. Am 73 de ani și nu voi renunța ușor. Bravo, Vasile. Rotar Silvia, te salut. Forță, domnule Vasile. Popion, de ce prin sublimare cu acid oxalic nu prea e în regulă? Mi se pare mai rapid administrat prin sublimare. Popa Ioan, eu spun că este mai ușor de aplicat cu seringa. Dacă dumneata le zici că prin sublimare, pentru mine sublimarea, din experiența pe care o am, mai multă sau mai puțină, depinde cum o vei evalua dumneata, nu e eficientă. Eu ți-o spun sincer și personal, am aplicat-o primăvară, am aplicat-o vară, am aplicat-o toamna, nu e eficientă. Mie nu-mi dă randament. Mai am colegi care râd de mine. Da, domeniul agriculturii este un domeniu complicat. Bună seara, domnilor. Costel Stan, te salut. Am și eu câteva capre. Sorin Rădulescu. Anul acesta s-a pierdut mult albină la tei. Din păcate, uneori și natura este împotriva noastră. Măi, Sorin, hai să spun o enigmă. Eu când am văzut, țineți minte că eu v-am filmat la tei că a început să-mi umble albina pe jos și am fugit. Deci să vă spun o chestie pe care nu v-am spus-o. Un coleg din Alba, eu fugeam de la tei și atunci pleca la tei. Dar el mirat și indignat, s-a dat jos din camion. Bă, dar tu cum de pleci, mă, că e cules la tei? Știi că către mine. Da? Deci înțelegeți cum stă situația asta în apicultură? Deci, el atât a văzut că e cules la tei. Cum de pleci? Da, da. Asta, vedeți, din cauza asta apicultura se înțelege, da, din cauza aceasta apicultura se înțelege diferit. Da, diferiți. Da. Ei s-au uitat, bă, o să fac un pic de miere de tei și la revedere. Da, la asta s-au uitat. Eu, în schimb, am văzut dincolo. Da, m-am uitat dincolo. Am zis, bă, stai puțin, că mi-e albinele astea mai îmi trebuie. Eu nu pot ca să le nenorocesc pentru o lingură de miere de tei. Înțelegeți ideea? Da? Deci eu am arătat că am plecat de la tei și era cules și știam că este cules, dar o vedeam, dar nu sunt prost, am cântare, am tot, da? Știam. Nu, am preferat bancul cu albina, roiul. Da? Cristina Cruț, te apreciez foarte mult, mulțumesc mult. Polen toxic, Dan Armeanu. Știu, atunci când dădeau în diarie. Da, eu am arătat clar. Știu, atunci când dădeau în diarie. Neo, bună seara. Popa Ioan, din câte știu eu, bipinul este amitras. Da.
Bipinul mi se pare că se face prin amestec și tot cu seringa, parcă se administrează. Din discuțiile pe care le-am avut recent cu un coleg care a dat cu bipin, mi-a spus că este foarte eficient. Eu personal nu l-am probat niciodată și nu am făcut tratament cu bipin. Da? Deci eu din propria mea experiență nu-ți pot spune pentru că nu am tratat cu așa ceva. Dar este un coleg pe grupul de WhatsApp, da? Mi este apropiat, da? Și el mi-a povestit că a făcut cu bipin. Bine, a făcut cu mai multe, dar a spus că cel mai bine a căzut păduchii cu bipin. Da. Acum eu o iau de bună ceea ce mi-a spus colegul meu. Dar eu personal nu am tratat cu așa ceva. Mie mi-ar plăcea să ne ajutăm și să nu fim răi. Marian, și mie mi-ar plăcea, da, nu? Nu totdeauna se poate. Teiul e capricios, cules și am pățit. Mă, cred că mai mulți au pățit-o la tei. Baby Legionaru, vezi că ai sărit primul mesaj, l-ai citit al doilea, care nu are sens fără primul. Acum și la volan vin de la 150 km de București. Eu dacă rămân în România nu renunț la stupi. Da, hai să vedem care era primul tău mesaj, Baby Legionaru. Deci aici ai unul. Din păcate al doilea. Nu știu dacă ar mai putea să o iau de la capăt. Și primul care a fost? Îmi pare rău, dar nu-l găsesc. Da. Hai să vedem ce face sondajul nostru. Când îți permis o iei de la capăt? Wow! Băi, ce interesant! Când ai capital social, când ești... Adică, sunteți dispuși. Voi oameni buni, deci pe mine mă fascinează chestia asta. Sunteți dispuși să luați banii de acasă, banii de la familie, banii împrumutați, da? Deci bani de oriunde, doar ca să faci capital social și să mergi mai departe? Deci pe mine chestia asta, bă... Bun, când ești profitabil, mă așteptam, da? Adică ceea ce ai produs, reinvestești și de trăit... Da? Reinvestești. Dar chiar, deci când ai capital social, chiar să, wow, super. Și să renunți pur și simplu, sunt mult prea puțin. O să las sondajul până la urmă. Marius mă întreabă dacă am încercat Apiguard, e pe bază de Timol. Marius, nu am încercat, sincer. Scuzați, am vrut să plec anul acesta în Anglia, am găsit un job cu jumătate din urmă la stupi și când mă văd murind între albine, să mă buzi albinele, nu boba. baby. Da, am văzut și acum mai rost Talpoș. Oxalicul cu seringa, cum se prepară? Detalează puțin, te rog. Opa, Ioan, am dat rețeta pe grupul de WhatsApp la cei care sunt membri. Ce spui tu, am făcut. Pentru eficiența tratamentelor, trebuiesc alternate substanțele și făcute în timp util. Opa, Gabriel, te salut și pe tine. Da. Măi, da, așa este. Problema este și de imunitate. Da, aici la... Eu vă mai spus eu vouă că unele tratamentele prind și altele nu prind. Da, deci unele prind și altele nu prind și acolo clar că este o problemă de, da, este o problemă de imunitate, de genetică și așa mai departe, da. Și oricâte tratamentele ai dat, nu prind. Da? Asta e realitatea. Și atunci poți să dai vina pe tratamente, poți să dai vina pe orice, dar de fapt problema ta nu e din tratament, ci problema ta este mult mai groasă, cum zic eu. Fiecare are câte o boală. Dacă te uiți la pescar, vânători. Băi, Sfărin Rădulescu,
Problema e că boala asta, în comparație cu cealaltă, dacă o faci profesionist și o faci cu cap, aduce și profit. Ați înțeles ideea? Ideea asta e că îți aduce și un venit. Da? Acum, nu știu eu. Da. Acum, nu știu eu cât de mult aduce pescuitul și astea venit. Nu știu, vă spun sincer, pentru că eu cu pescuitul sunt, da, nu știu. Am un prieten, da, de pe la Isaccea care spunea că se câștigă destul de bine din pescuit. Nu știu, da, nu știu cât de bine ce înseamnă pentru el. Dar vânătorii, nu știu nici atât. Da, nici atât. Am o soluție pentru Varoa. Mă apuc să cresc scorpioni. Măi, dar n-ar fi rău. Îți dai seama să putem să găsim alternative la... Vedeți că și Varoa asta, bă, este din ce în ce mai agresivă. Uitați-vă voi la căldurile pe care noi le avem acum, cât de agresivă este. Pur și simplu zici că nu mai putem scoate din lăzi. E ceva terorific. Deci ceva terorific. Menținerea puietului de către colonii atât de târziu nu ne-a favorizat cu absolut nimic și nu ne favorizează. Vom vedea la primăvară ce se va întâmpla, dar tare mi că ne-au consumat coloniile și ni le-au infestat mai rău și mai greu decât am crede noi. Fericiți sunt cei care sunt în zona de munte, da? Și mă refer cei de la altitudine care coloniile s-au oprit de mult. Stau cu minți, mănâncă semințe la ora actuală pentru că coloniile lor sunt în stand-by. Da? E, ale noastre, ăștia care suntem la câmpie, e cam groasă treaba cu noi, să știți. Nu știu cum o să ne scoatem căciula, pentru că treaba este destul de năsoală, să știți. Adică dacă vă uitați puțin în colonii și vă uitați puțin la, da, la structura lor după perioadele astea așa atât de călduroase, bai cald, bai frig, bai cald, bai frig, ba... Nici albinele nu știu ce să mai creadă. Acum câteva zile îmi stăteau în ghem, ați văzut, v-am făcut poze și acum zburau de zici că suntem în mai. Cum să o mai dai și pe asta? Bun. Este clar sondajul, o să închei sondajul. Deci, când ești profitabil și capital social? De renunțat, văd că nu prea vreți ca să renunțăm la apicultură. Da, deci văd că orice am face, da, deci orice am face se pare că numai nu renunțăm. Marian, nu vă mai uitați la ele că e mai bine. Măi, e imposibil să nu te uiți pentru că trebuie să te uiți la ordiniș, adică să vezi, băi, ce se întâmplă, ce mișcare îi, ce, da? Adică nu pot să, nu știu tu cum ești, dar eu nu pot să stau atât de nepăsător încât să zic, bă, gata. Dorin Benea, ce părere aveți de folosirea ramei clăditoare? Dorin Benea, eu folosesc rama clăditoare, eu am arătat-o și în sezon, da? O folosesc pentru mine, eu o folosesc din două puncte de vedere, adică chiar din trei. Și o să ți le enumăr pe toate trei ca să, da, ca să mă înțelegi. 1. O folosesc pentru varoa, pentru extragerea varoa. 2. O folosesc pentru selecția de trântor top. Și 3. O folosesc pentru ceară. Da. Din clăditori și din căpăceală eu fac foițele. Doar din astea două. Înțelegi? Deci pentru mine este un element imprescindibil dintr-o colonie, rama clăditoare. Nu mai vorbim de celelalte beneficii în care este fagurul care ar trebui strict și unicul care ar trebui să se vândă cu miere în chese la clienți. Da. Eu nu aș vedea o ramă să iei, să tai fagurile de pe ea pe care tu ai tratat-o ani de zile. Sau să nu spun cel puțin un an și tu să o iei, să o tai și să o bagi în chese, să o vinzi omului. Nu, dragul meu. Din punctul meu de vedere, cea mai viabilă ar fi clăditoarea.
A început iar roatul. Asta mi este, baby. Vezi, fix asta. Da. Deci asta mi este și mie, că s-au apucat iară de oat și eu le-am avut oprite. Și când am făcut acele egalizări datorită schimbărilor de poziția lor, și mie mi-a atras atenția chestia asta și nu-mi place. Nu e bine, au început să-mi fac atâta puiet căpăcii din nou și nu e bine. Nu e bine, pentru că nu mi-i de hrană, da, nu mi-i de hrană, pentru că hrană le dau din butoaie. Am 7 butoaie oprite, 6 butoaie jumate oprite, da. Deci nu mi-i, mie nu mi-este de hrană. Le dau hrană până crapă. Și problema este că uzura. Da. Dar ce putem face? Cu cine să ne certăm? Cu Doamne, Doamne? Dacă ne uităm pe Olex, se renunță la apicultură, chiar pavilioane surioase. Asta spuneam și eu, Sorin. Da? Pentru că din cauza asta am și ales tema din această seară. Ce facem? Da? Sunt din ce în ce mai mulți care renunță. Și-au găsit joburi, și-au găsit alte meserii și pur și simplu renunță. Da. Silvius Toroc, bună seara, te salutăm și pe tine. Dragii mei, cam așa stau lucrurile cu falimentul în apicultură. Îmi pare bine să văd că totuși și dacă am falimentat, am luat-o de la capăt. Asta îmi dă speranță că totuși nu norul este veșnic, ci soarele e acel. Da? Nu știu dacă știți această melodie, mie îmi place foarte mult. Sunt oameni care nu văd soarele de după nori. În schimb, îmi place că cel puțin pe acest grup sau cel puțin din ceea ce voi ați, opțiunile pe care le-ați ales, mi-a spus că da. În Lucian, în 1 august, am avut 20 de familii și am rupt în două. I-am dublat și cred că i-am făcut prea târziu. Sunt în plop și plop în aer. Nu, Marian. No. La cum e toamnă, ar fi trebuit să iai ok. Da, Lucian, dar mie grăditoarea bine le bagă spre sfârșitul sezonului, când nu mai ouă matcă în ramă. Nu e adevărat, Dan Armeanu. Asta este concepția ta. Ia taie rama grăditoare și lasă-o să o clădească din nou, să vezi că nu mai ouă în ea. Nu mai apucă. Dar albinele o clădesc și bagă miere în ea. Sunt mulți în apicultură pentru fonduri. În general, aceea renunță. Măi, nu. Să știi că sunt chiar ieri. Fiți atenți. În satul unde eu locuiesc, ascultați-mă bine ce vă spun. În satul unde eu locuiesc au fost 1, 2, 3, 4 apicultori mari. Cu mine 5. Eu am venit ultimul. Da, 5. Dragii mei, din ăștia 5 în care mă includ și eu, am rămas singurul care mai fac pastorală. Unul nici nu cred că mai are stupi, celălalt mai are puțin un pavilion și ceva vărsați, dar nu se mai prea ocupă în modul în care se ocupa înainte de ei. Celălalt tot așa, mai are ceva stup, dar nu se mai ocupă de ei în modul în care ar fi trebuit să se ocupe sau cum îl știam eu că se ocupă. Iar unul este șofer pe camion. Da. Și eu care mai fac cât, nu știu. Da, nu știu. Dar gândiți-vă, toți acești 4 nu mai fac ce trebuie să fac, adică ceea ce făceau. Da. Și eu, da, și eu sunt sub semnul întrebării, da, și eu sunt sub semnul întrebării dacă voi mai face ceea ce fac. Vă spun sincer, pentru că eu deja mi-am pregătit vetre de staționar și chiar tind spre apicultura staționară, pentru că ajunge într-un punct în care, așa cum vă spuneam, gândiți-vă la suma pe care v-am spus-o doar în motorină. Nu vorbim de oboseală, nu vorbim, da? Ți se strică camioanele, se strică mașinile. Anul acesta, mașinile ne-au pus capac. Da.
Dar Lucian, dar mierea în creditoare, bun. Sunt mulți în apicultură pentru fonduri în general, aceea renunță, chiar și tu faci planul staționar. Asta este. Am tăiat rama pentru apilar mil și miere și a băgat abia la floare. Da, dar Armeanu, pentru că tu ești pe staționar, dar unul care face pastoral și merge și are cules continuu, da? Da? Înțelegi ce zic? Cei care merge și facem pastoralat, noi avem cules continuu. Având cules continuu, pac, ne bagă în, da? Ne bagă în creditoare. Cei cu fonduri au închis oblonul, așa spun și eu, Sorin Rădulescu. Păi uitați-vă deja și la fondurile pe albine, cei cu solarii, cu terenuri, sunt în față ca punctaje și așa mai departe. Da. Numai așa că schimbă ei ceva ca să mai apuce apicultura, dar dacă nu, e groasă treaba. Lucian, găsesc bubițe de lut în fața ordinișilor să înțeleg că au nevoie de minerale. Mori, mori, astea sunt de mult. Eu, din cauza aceasta, v-am spus de acele tratamente de imunitate. Da. Dacă dorești, poți să devii membră sau membru, ce ești, că habar n-am. Și acolo vei găsi rețetele de imunitate, de vară, de toamnă și așa mai departe. Nu vreau să mai fac eu reclamă, să vii să fii membru, membră, că și așa mi-a luat destule hate-uri pe chestia asta. Este o problemă cu tineretul, nu le place munca și mai rău tinerii nu mai au hobby-uri. Și asta este realitatea, Cătălin Bizon. Dar vezi tu, pe de o parte, hai să o luăm și practic, nu este ceva atât de plăcut. Deci ține minte treaba asta. Apicultura nu este ceva chiar atât de plăcut. Pentru că te și înțeapă, te și, da? Îți trebuie un pic de nebunie să ai ca hobby o apicultura. Pe bune vă spun. Adică sunt alte hobby mult mai ok decât apicultura. Și chiar și pescuitul în sine este mai ok decât apicultura, ca hobby. Vă spun sincer. Mie măcar pe baltă, mânci o semință, trage, nu trage, te-ai dus acasă. La albină, tot timpul ești îngrijorat. Chiar dacă ești hobist, băi, merge, are ce mânca, cum e? Peștele stă în apă și dacă mânca, dacă nu, nu-i problema ta. Problema ta e să-l prind. Da. Deci asta este. Deci chestia cu apicultura trebuie să ai o doză de nebunie, adică trebuie să fii altceva. Da. Bă, am dat un exemplu. Măi, Sorin, nu e adevărat, pentru că, uite, investești foarte mult în camioane. Știi ce se întâmplă? Spune-o ce se întâmplă. Noi nu mergem pe drumuri normale, pentru că nu suntem normali noi. Da. Deci nu suntem normali noi. Noi mergem pe drumuri cu praf, cu noroi, cu toate intemperiile posibile, suntem ca porci amistre, scuzați-mă că vă spun, unde să bagă aia, acolo ne băgăm și noi. Ori în pădure, ori în oroi, ori în ăla, ori în praf, ori în... Nu bați să-mi fundă radiatoarele, ba, nu știu ce, ba, are probleme, mai ba, o are pe altă, pa, 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 pa. Deci, totdeauna, oricât de bun ți-ar fi camionul, oricât de bun ți-ar fi camionul, prin simplu fapt că îl bagi unde îl bagi, caputii, da? Da, Nicolae Cioacă. Deci pe mine nu mă miră că cineva renunță la albine și se duce în construcții. Nu mă miră, vă spun sincer. Eu am făcut stupi și să mă las de pescuit. Alin, succes! Da. Bun, dragii mei, toate acestea fiind spuse, hai să mergem la Nani. Uite, eu am făcut pastoral cu un buceac. Da, și noi cu IMS-ul, cu Aro și așa mai departe, da. Păi, dragii mei, erau alte vremuri, mă. Atunci cine avea 60 de stupi era boss. Acum tu nu vezi că cu 250 de stupi producție, 350-400 în total și... Ce să mai vorbim? Da. Adică, vedeți, s-a schimbat. Da, s-a schimbat lucrurile. Bun, dragii mei, nu uitați să dați like-uri la ieșire. Vă mulțumesc pentru cele 85. Credeam că ajungem măcar la 100. Da,
Că văd că subiectul v-a plăcut, dar like-uri nu mi-ați dat. Și eu sunt boss cu 60 de stupi. Oh, bravo, Costine! Cred că doar de... Cred că doar de gura lui Gavrilă, că ai de plătit taxele, ți-ai crescut targetul la 60 de stupi. Ai grijă să nu îl cobori, că după aceea o să ai probleme cu el iară. Da. Unii cu căruța, acum nu se mai poate așa. S-a schimbat. Un coleg în construcții, în două luni s-a lichidat în stadiu final canceros la coloana, 36 de ani. Da, și în apicultură, stai cu minte. Nici în apicultură nu e mai ușor ca și în construcții, ca și în muncă. Nu știu ce știi tu, Nicolae Cioacă, dar ți se moaie și oasele în apicultură. Ia întreabă-l pe Costin, câteodată îi vine să dea cu catul ăla plin de miere de să nu-l mai vadă. Da? Dar o iei de la capă, te linși pe degete și... Ia zi, Costine, sunt ușoare caturile alea de ridicat. Ia spune. Deci îți vine câteodată să le iei sau să le lași acolo, să închizi usa și să te duci pur și simplu. Deci prima zi, fiți atenți, prima zi e ok. Băi, dar după a doua zi zici că ai cuie, zici că ai ceva și în mâini, și în picioare, și în coloană. Credeți-mă. Deci prima zi ai un avânt. Băi, dacă ar fi, dacă ai putea să reziști măcar două zile cum e prima, ai fi top. Băi, dar a doua zi nici nu-ți mai vine să te trezești. Când trebuie să te trezești să mergi să lucri, da? Deci când trebuie să te trezești să mergi în a doua zi, parcă îți dă cineva cu ceva în cap. Eu nu știu cum sunteți voi, dar eu vă spun cum e la noi. Și noi, băi, noi nu suntem unul. Nu suntem unul, suntem 4-5 bărbați. Da? Deci, scuzați, a doua zi, deja începem. A treia zi. Da. Deci, asta este realitatea. Deci, realitatea este reală, dar ce vrei? Da. Mă, deocamdată mulțumesc lui Dumnezeu, coloana nu m-a lăsat, dar eu știu când mai rezist. Da, nu știu. Deci vă spun sincer, adică și pentru mine. Câte ore? De la 5 până la 10 seara. Ia calculează tu câte ore sunt Sorin Rădulescu. Alea le bagă la extras, le bagă... Da, le bagă fest. Fest, de la 5 la 10 seara. Nu știu cum e la voi, la noi așa este. Da. Este bună munca mecanizată cumva. Nu prea ai cum. Nu prea ai cum. Ai dreptate cu storsul, cu trezitul. Eu vă spun cum e la mine. Cătălin, noapte liniștit, la fel vă doresc. Vă mulțumesc de like-uri. Hai să vă cinem de like-ul 100. Sunt 99 de like-uri. Ia să vă cinem el 200. Pomarul mi-a dat pe 17, ia să vedem. Lucian, vreau și eu o părere despre stupi orizontal de 19 rame pe camion plus diafragmă. Aș vrea să folosesc gratea Hahnemann, mă ajută. Costel Stan. Oho, 104 like-uri, vă mulțumesc. Costel Stan, din experiența mea personală, stupii orizontali de obicei sunt stupi de carne, nu de producție de miere. Și acum mulți poate o să îmi săriți în cap. Da, și o să ziceți, băi, tu ai deraiat rău. Și am să spun de ce. Tu niciodată nu vei face un sortiment de miere pe orizontal. Și asta este realitatea orizontalului. În schimb, vei face totdeauna mult albină. Gratea Hahnemann, la ce crezi că te-ar ajuta? Să se ducă albina 19, să se ducă albina 10 rame, dincolo de 10 rame să depună mierea? Vezi, din cauza aceasta, dacă cauți producție de miere, nu te vor ajuta. Dacă cauți producție de material genetic și vânzare de roi și de material genetic, da, te ajută. Dar ca să faci pastoral cu lăzi așa mari, din punctul meu de vedere, nu te ajută. Eu spun părerea mea personală. Acum, dacă vrea cineva să mă critique, nu are decât. Da, nu are decât. Dar părerea mea este din ceea ce
Eu am lucrat de copil pe stup orizontal, pentru că așa aveau stup niște lăzi, de zici că era un copârșeu. Acum nu știu câți dintre voi știți ce era un copârșeu. Așa lăzi aveau. Mamă, și căutam după miere, trăia toate ramele alea să le iei la mână și să caut și nici nu știai ce miere. Eu îi ziceai că e salcâm, dar nu era salcâm, că găsai rapiță și când găsai rapiță, găsai și floare și... Da. Dar în schimb, ca și albină, erau top. Vă spun sincer. Da. Pe orizontal se dezvoltă foarte bine albina. Adică dezvolți albina. Dacă cineva vrea să facă albină, să-și ia lăzi cât mai mari orizontale. Și să-i dea spațiu. Atâta ouă, măcile alea de zici că nu ouă ca pe vertical. Vă spun sincer. Dar o matcă, nu știu de ce, pe orizontal se simte mult mai ok la ouat ca pe vertical. Eu asta am sesizat. Acum, nu știu dacă ați mai sesizat și voi chestia asta. Timișoara Trafic, îți mulțumesc pentru like. Dar pentru pastoral și pentru producția de miere, nu e. Da, nu e ok. Păi, părerea mea umilă, sper să nu mă criticați, sper să nu mă înjurați. Da. Eu, din experiența mea, am lucrat mult timp pe orizontal și știu că nu e ok. De ce ți-aș spune o minciună? Dacă vrei să iei sfatul în considerare, bine, dacă nu, mai întreabă și pe alți specialiști și poate te va îndruma vreunul în direcția în care dorești să mergi. Bun, toate acestea fiind spuse, cu vorba mea, Dumnezeu cu noi, până ne vedem și o seară liniștită să aveți.